Femeile însărcinate se pot vaccina împotriva infecției cu virusul SARS-CoV-2, dar trebuie să consulte medicul specialist înainte de a lua această decizie. Anunțul a fost făcut de Ministerul Sănătății printr-un comunicat. Este important de precizat că Pfizer-BioNTech și Moderna, companiile care au produs serul disponibil în țara noastră, nu au efectuat studii specifice cu privire la efectele acestora în cazul femeilor însărcinate. Ca și în cazul altor medicamente sau vaccinuri, în lipsa unor studii suplimentare clinice, nu există o recomandare oficială cu privire la administrarea în timpul sarcinii sau în timpul alăptării acelor trei vaccinuri împotriva COVID-19, însă acest lucru nu este descurajant atunci când se concluzionează că beneficiile vaccinării depășesc riscurile de a face boala. De aceea se recomandă ca vaccinurile împotriva COVID-19 să fie utilizate în cazul femeilor însărcinate cu consultarea prealabilă a medicului ginecolog sau a medicului curant, pentru a fi luate în considerare și riscuri și beneficiile individuale. Astfel, decizia de a fi sau nu vaccinată este una strict personală, după o discuție cu medicul ginecolog, având în vedere posibilele riscuri asociate vaccinării și, desigur, beneficiile vaccinului.